Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un alt clip, de data asta despre Spania. Ei bine, uite așa, au trecut 6 luni de zile de când mă aflu în această țară și astăzi am terminat cu ultimul document care mai trebuia să-l fac. Așa că am decis să fac un video cap-coadă unde să vă explic exact cam tot ce e de făcut, de bine ce ați venit în această țară. Deci, începem cu începutul. Primul lucru care trebuie să-l faceți când veniți în Spania este să vă faceți NIE-le alb. Aveți aici un video exact cum se face, unde trebuie să mergeți, ce acte aveți nevoie și așa mai departe. Oricum, NIE-le alb este pur și simplu un CNP al străinilor care vin aici în Spania. După care, cel mai probabil începe chinul cu unde locuiesc, cum ai făcut când ajungi, ce ar trebui să fac, ce ar trebui să știu. Aveți mai multe posibilități aici. Ori vă cumpărați casă direct, ceea ce ar fi cel mai simplu și, bineînțeles, cel mai improbabil. Al doilea lucru, care l-am făcut și eu, este să mai întâi să vă luați un apartament cu chirie pe termen scurt. Deci vorbesc aici de un apartament de vacanță, cum ar veni cu Airbnb. Există și Booking, există mai multe site-uri. Sunteți cu siguranță poate mai informați decât mine la chestia asta. Deci, apartament de vacanță sau, dacă nu, la un prieten. Mai întâi mergeți și puteți sta acolo înainte de a găsi primul job pe care presupun că îl căutați, că de-aia ați venit și în Spania, nu doar să vă distrați, ci să și trăiți aici, deci va trebui să munciți. Deci al treilea pas ar fi căutarea locului de muncă, pentru care aveți nevoie în primul rând de NIE-le alb, care vi l-am descris la început. Odată ce cei de la firma respectivă vă dau de înțeles că chiar doresc să vă ia, o să vă dea o foaie, poate să fie o foaie de unde vă fac eu o ofertă. Ei bine, cu acea foaie voi puteți merge, deci după ce o aveți, puteți să mergeți la, se cheamă trezoreria de la Seguridad Social. Trebuie să mergeți acolo pur și simplu cu acea foaie. Eu n-am avut nevoie de programare și cu acea foaie o să vi se emită un număr, un ID al vostru care îl aveți, cum că figurați în Seguridad Social, deci în sistemul social al Spaniei. Odată ce aveți acest lucru, atunci puteți să semnați contractul ăla de muncă și puteți începe oficial munca. Ei bine, problema în Spania este că nu o să vă dea nimeni un apartament în chirie pe termen lung, de bine ce ați venit. Tocmai de aceea, după ce aveți contractul de muncă, ei bine, abia atunci puteți să începeți să vă căutați un apartament pe termen lung, pentru că absolut toată lumea o să vă ceară să aveți un contract de muncă. Așa e în Spania, dacă nu, nu-ți dă nimeni, pentru că aici este o mare problemă cu ocupa, se cheamă, pur și simplu, teoretic vorbind, tu dacă intri în casa unui om și nu plătești chirie, tu poți stai acolo și el are nevoie de un an de zile să te dea afară și trebuie să-ți plătească ție totul. Tocmai de aceea, în Spania, fără contract de muncă, din păcate, nu o să vezi chirie pe termen lung. După ce ai făcut și acest lucru și stai undeva la casa ta pe termen lung, te duci și îți faci înregistrarea domiciliului, se cheamă padron aici. Deci asta o faci ori la noul tău apartament unde te-ai mutat, unde ai luat chirie, ori dacă ești, de exemplu, la un prieten, stai la casă, ai putea să faci asta acolo. Oricum, cel mai bine este când îl faceți direct la propriul vostru apartament, deoarece când o să faceți alte acte despre care o să vă mai spun eu acum, mereu o să aveți nevoie de un extras al persoanelor care stau la acel domiciliu și dacă nu figurează toți cu același nume, adică copilul tău, soția ta, există niște probleme și e mai simplu dacă stai la casa ta. Ei bine, ai muncă și e și înregistrat, deci ai muncă și ai și padron. Următorul lucru care o să se întâmple, o să primești o foaie care o să-ți vină de la stat, acasă, care o vei folosi pentru a merge la ambulatoriu. Ambulatoriu este o policlinică, aș putea spune, care se află în fiecare orășel aici în, în Spania sau, mă rog, în fiecare cartier, dacă stai într-un oraș mai mare, și tu cu acea foaie te duci la acel ambulatoriu, iar ei o să vă emită cardul de sănătate, deoarece tu oficial din acel moment figurezi în sistemul lor și poți beneficia de doctori și de absolut toate lucrurile care, din punct de vedere medical, care există în Spania. Se cheamă tarjeta SIP, S-I-P. După ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, următorul pas, sau mă rog, asta poate fi și înainte de a lua acel SIP, acel card, este să-ți faci niele verde. Niele verde, iarăși aveți aici un video complet care vă explică cum faceți asta și ce faceți. Este vorba de rezidența permanentă. Deci este la propriu un card care vi se va emite și care va spune cu tărică stă la adresa respectivă și tu ai nevoie de acest lucru dacă stai aici în Spania pe termen lung. Imaginează-ți dacă lucrezi, vor să te trimită ca delegat, să spunem, într-o altă țară, ei nu poate să facă asta pentru că tu nu ai acel NIE verde. Deci NIE verde este obligatoriu să-l aveți și de asemenea puteți lua amendă de la poliție dacă nu îl aveți. Și ultimul lucru care mai rămâne de făcut după ce toată familia are NIE verde este să îți faci asigurare medicală pentru toți. Deci vorbim pentru soție și pentru copii. Pentru asta va trebui să faci o programare care am să vă arăt și cum se face. Asta este site-ul pe care trebuie să intrați. Mai precis ce doriți voi să faceți este Inclusion în SIP. Se cheamă procesul de a-ți introduce familia să aibă acces la serviciile medicale. Va trebui să selectați aici în stânga Institutul Național de Seguridad Social, după care aici vă puneți prenumele, numele, aici dați NIE, numărul vostru de NIE, telefonul vostru mobil, e-mailul, după care aici selectați cel mai bine prima chestie, deci este vorba să vă dea programarea cea mai rapidă la cel mai apropiat centru de oficiul vostru poștal unde vă aflați, codul vostru poștal, care va trebui să-l introduceți de asemenea aici. După care trebuie să completați aici jos, să răspundeți la întrebarea respectivă ca să vă dea mai departe, iar aveți două opțiuni, ori o să vă spună că nu există nicio programare disponibilă și va trebui să căutați iarăși și iarăși, dar asta știți deja pentru că ați mai făcut niele verde și celălalt NIE alb, sau să vă dea o altă pagină unde puteți selecta ora. Și la acea programare va trebui să aduceți certificatul de căsătorie, tradus și legalizat, buletinul sau pașaportul, niele verde la toate persoanele care, deci la cel care are de muncă și la persoanele care vor fi incluse în acea asigurare medicală, iar după ce terminați și acest lucru, ei bine, mergeți iarăși la acel ambulatoriu și ei o să vă emită acele carduri. Și acestea fiind spuse, cam asta ar fi absolut tot ce trebuie să faceți ca să vă integrați din punct de vedere administrativ și birocratic în această țară. Vă urez mai bine și ne vedem și la alte videouri. Baftă!